Așa mă băieți și bine v-am găsit la un episod de Unsolved Revolt. Bă băieți, din câte ați putut vedea, ieri am bătut aproape tot Eternalul și Primalul. Astăzi, ziua cea mare, astăzi terminăm Eternal și Primal Fear-ul. Pentru prima dată de când mă joc eu jocul ăsta, din câte puteți vedea, suntem pe Grifonul ce l-am făcut ieri. Bacon Grifonul, bine l-au făcut băieții cu care joc în trib. Suntem destul de evoluați din câte puteți vedea, adică ce armuram și chestii genul. Pentru că băieții ăștia știu să-și joace jocul. Și din câte știți, no, eu v-am spus că mi-am luat 3 și chestii de genul și să încep de la 0 era destul de rău. Iar adică să vă pun iar aceleași clipuri cu aceeași bază așa, sau să schimb serverul. Așa că mai bine terminăm Eternal Fear-ul, da, sau Primal Fear-ul. Le terminăm și o să începem pe un nou server, joi, o să facem live, dacă, nu știu cât știți, dar joi o să facem un live cu ori pe serverul ăsta, ori pe un nou server, o să mă decid eu. Nu aș vrea să vă pun episod, să văd câte lume o să strângem la live, pentru că vreau să joc un mod nou, faină și vechi, ce l-am jucat mai de mult și o să vă placă, sigur că v-a plăcut și pe vremea aia, un mod faină rău, așa că, înainte să începem, apăsați butonul de like, adevărat. M-am uitat la ultimul episod, am făcut 800 de vizionări avem, da? 800 de vizionări la clip. Și din 800 de vizionări n-am fost în stare să facem 100 de like-uri. Clipul ăsta trebuie să facă neapărat 1000 de vizionări. Astăzi terminăm Eternalul și Primal Fear-ul, da? 1000 de vizionări neapărat. Neapărat, că dacă nu ne supărăm. Și 200 de like-uri. Dacă nu, joi nu se face live, ne-am spus. Deci până joi la ora 5 după masa, 4... sau 6 după masa, pe acolo vreau să facem 200 de like-uri și 1000 de vizionări. Pentru că trebuie în Primal Fear-ul, share-uri, aveți voi acolo toate chestiile. Deci 200 de like-uri, v-am spus, episodul trecut n-am făcut-o, nici 100 de like-uri. Acum cred că am 100 de like-uri, până acum n-am. Adică până acum n-am avut, până acum o oră jumate. Așa că dați pe butonul ăla de like dacă vreți să continuăm seriile de arc. Și nu vă mai uitați așa numai și nu te apăsați pe nimic, apăsați pe butonul ăla, serios. Bun. Haideți să începem. O să intrăm în confort, cred că cu Robert ăsta, băiatul care mă ajută. Pentru că nu, v-am spus că el se pricepe, știe cum trebuie să batem boss-ul. Și astăzi o să batem și Armagedonul. Armagedonul era ăla din episodul trecut, ăla mare, care avea 80 de bilioane HP sau cât dracu HP avea. Ăla foarte mare. Și nu numai că îl batem, îl și temuim. Deci astăzi să fiți pe fază. Astăzi facem Armagedonul. Astăzi nu e Eternal Primal Fear-ul. Nu, Eternal și Primal Fear-ul, da. Așa că, haideți să începem. Înainte să batem boss-ii, știți că ieri am zis că trebuie să evoluăm dragonul, uitați-l. Și încă nu a evoluat complet. Ăsta îi mai trebuie nu știu câte chestii ca să evolueze. Îi trebuie ceva blood, ce nu s-a spunat pe server, elemental. Uite, da, vedeți, elemental blood, nu, ce că nu s-a spunat pe server deocamdată. Dar, ăsta poate să evolueze de foarte multe ori, cred că de 9 ori, parcă mi-au zis. 90 ori, parcă mi-a zis Robert. Deci uitați-vă, știți că el era un pui mic, uitați-l cât e acum. Și mai poate să evolueze, aia e interesant. Adică ăsta să mai evolueze, nu o să fie numai atâta. Așa că, haideți să începem. Și uitați-vă cât de fain e. Deci suntem aici cu Robert, el e pe Discord, m-am pus pe Defend deocamdată puțin. O să spawnăm Darkstar-ul și o să-l batem. Avem ăștia doi grifoni și o să mai vină un băiat să ne ajute. Faza e că trebuie să batem Darkstar-ul și să ne rugăm că pică nu știu ce chestii sau să spunem la alți boss. Dacă nu, oricum o să-i batem, că se spawnea, o să-i facem noi să se spawneze. Dar nu mai vă zic. Și la Armageddon, știți ăla de ieri cu mult HP, cred că o să stăm o oră minim să-l batem. Aia o să fie cut la video clar. Noi o să ne chinuim cu el, cu Armageddonul, știi? Și o să vă arăt finalul direct când moare și când îl temuim. Să vedeți cum o să fie și cum arată și chestii de genul. Că sunt și eu curios, n-am temuit Armageddon în viața mea. Bun, hai să începem. Două secunde, să-mi scot de pe Difon pe Discord. Uite așa, și acum să-i dăm spawn. Darkstar-ul, nu? Nu, cred că l-am spawnat. Doamne ajută. Ăsta moare rapid, nu? Primul. Ar trebui să moară rapid. O să se spawneze și gorila aia ce fugea, nu? Și pe aia trebuie să batem și pe aia, nu? Tot ce prindem, tot ce spawnează bate. Ok. Și cu X-ul o să dau în ei.
În ăla, în gorila aia. Lasă-i acum să se spawneze, să merg eu puțin de acolo, că se buguiesc și dispare. Da, da, știu cum ești cu boșii. Dar mă refer pe ăla, monkey-ul ăla mare. Și pe ăla îl batem, nu-i problemă, batem tot ce se spawnează. E bun. Da, e ușor de tot. Da, asta că l-a bat ușoare, Alina, am găsit mai greu. Dai grifonul. Hai să mă duc eu și pentru alea. În ce, nu s-a spawnat? Nu, nu s-a spawnat alea. Ok, ok, îți aștept. Deci a revenit și o să spawnăm acum. Mi-a dat Robert să mă bag cu Dodo-ul. Nu dai drumul. Asta face ceva, click dreapta sau așa. Da, click dreapta. Ce face, că nu face nimic. Nu m-a cădat în cap, din cioc. Click dreapta sau control, nu mai știu care dintre ele. X-ul, C-ul, nimic, rotița, nimic. F-ul, F-ul clar nimic. Nu știu ce face de el. Nici că-i dreapta, nu face nimic, mă dă hituri. Trebuie să-ți apară un... de la crosshair, nu? Da. A, click dreapta, ok. Și zici că dă mult damage, Dodo. Bă, da. No, bun. Stai, lasă-mă pe mine să dau pe unii, să văd, că-s curios că damage dă. Se face ușor, Dodo, ăsta sau se face greu? Deci trebuie boss bătuți, ok. Se face greu. Da, tu ce dă? Ia, a, am crezut că eu am făcut aia, nu? Păi tu ai făcut-o. Eu am făcut aia. Dacă nu mi-ar da slow, ar fi perfect. Da. Vin aici să-ți dau un hit, Dodo. Mamă, bă, e nebun. Și să dau cu click dreapta, bă, da, că încerc cu click dreapta, o să văd dacă dă ceva. Și nu știa damage. Nu știa damage? Numai de la fire așa, nu dai cu grifonul în el, să-l omor mai rapid. Mă, pe grifonul îl nenorocește în două hituri. Și Dodo da grifonul MOP, 2000 de ori. Da, cum îi spune, nu există animal să bată grifonul. Cum ai făcut niște level-e, îi pun damage. Nu există animal să bată grifonul ăla. Cum? Ziceam că nu există animal să bată grifonul ăla. Nu poți să-l bați cu fire-ul, cu ăsta, dacă n-ai siringi, mă refer. A, cu focul, da, deci, se bate. Da, deci da, cu focul. Ca animal, nu prea e. Acum depinde de server cum e făcut. Da, da, da. Dacă e făcut cum e ăsta, poți să-l bați și cu alte animale. Am întâlnit un animal care mi-a dat one shot. La Dodo? La ăsta, la grifon. A, la grifon. Și în mod normal, nici 3 milioane nu putea să merg. Asta e. Și turetele alea, cât lag făceau sau ce? Ai dat raid, le făceau lag sau? A, nu, doar că... cum îi spune? Am văzut că se mișcă și pro joc, cu gen ca joc, da. Dar și ping mare creștea la server. Nu te bate-l, nu te bate-l că n-apuc să dau în el, când dă slow. Ia, ia. O, Cristosului. Bă, da, dar durează să-l omor eu, adică e big difference. Mai dai un hit. Da, da, acum. Așa. Durează mult să-l omor eu. Trebuie să te teleportezi Dodo înapoi. Să iau ăsta. Să iau grifonul, să-l bati mai rapid. Ce e ăla? Îl văd. Îl bați greu pe ăla? Nu. Du-te bate cu grifon. Da, că dacă n-ar fi lag pe server. Așa. Dai. Nu atunci mă pe aici, da? Trebuie să-mi iau grifonul, nu să-l bat, e nebun, unde e ăla? Șuhă, vezi că e ăla. Da, da, da. Mai lag. Gata. Da, aha. Mai greu, ți ajunge asta, e, n-ai ce să faci. El bat ușor, cu X-ul. Că cu click dreapta nu știa de merge ăla. Da? Ai, ai, nu bine, stai că am dat niște X-uri. Mamă, ăsta e magma saurul, normal. Și cu click-ul nu poți să-l bat. Poți să te pui și lângă el, că nu-ți face nimic, gen, nu-ți dă damage. A, da? Da. Păi mi-e bine, dau cu click-ul în el, ha, dau și prea îndată. Am, dar uite, deci dacă bați boss-ul ăștia îi primește armură de-asta care îi destul de OP.
Și mai e o armură roșie, tot de tech, care în modul meu, gen, după părerea mea, mi se pare a mai mișto. Că îți dă și boost-uri aleatorii. Doar că trebuie să bați el albastru, l-am încercat noi ieri. Ah. L-am bătut ieri, e ușor cu grifon acum. Păi, da, știu, că stăm deasupra și dăm numai. Dar noi ne putem pune lângă el și dăm așa hit-uri. Adică îl batem mai rapid. Mai ales că avem siringe de astea, avem multe. Nu știu ce am primit, ce-i chisegeata asta? Ia uite ce, ți-o bag în ăsta. Hai să punem boss-ul. Ia. Ce-i aia? Ah, cu asta poți să faci cum am făcut eu grifonul ăla celestial. Ascendent. Ăla e ascendent? Nu am știut chestia asta. Da. Ok, ok. Îi dai evoluție. Și mai e o săgeată tot pentru demonii ca să faci follow. Nu știu ce la ce dracu e ăsta aici. Ăla mic de acolo, vezi ce e? Un robot. Ăla îl poți să-i mâi? Da. Adică după ce am putut... corp și niște mii. Astea sunt ușor de bătut. Păi văd că sunt ușor de bătut. Dar Armageddon e mai... Ăștia-s chiar că ușor de bătut. Dar bine, că așa sunt mai Eternali, nu? Da. Stai că să mă duc să iau două artefacte. Da, bun. Ăștia sunt ușor de bătut. Uite, cu de-aștia faci esențele care trebuie să bați boss-ul. Pentru... Esența aia, esențial boss sau cum se numește? Cu esența aia faci summon regenent și cu aia spawnezi boss-ul ăla care trebuie să-l bați pentru instant să ți-l deblocheze. Da, da, până ajung eu să bat boss-ul, mai durează mult și bine că întrebă animale. Dar poți să te mezi boss, nu? Adică... Da. Sau dacă cu cele star grifonul poți? Uite și Wyvern. Dacă o să nu mere cu click dreapta că e the fire. Sau mere? Nu cred că mere. Nu merge. E că e the fire. Bun. Și acum puțin mai complicat, un Terra Nova. Combate în Terra Nova-ul? Da. Mă, dar mă deblocat ceva, mă deblochează de level-e? Fii atent, mă debloca level-e. Da, se deblochează ascendent de și da, cu alea faci dar mai mult. Dar nu crezi level-ele mie. Adică nu mă apare. Nu. Nu că se deblochează level. Ia uite, al meu aproape murea. Se deblochează ascendent de și cu ăla le craftează în ascender și faci level mai mare decât îți permite serverul. Și silver chiar ăsta ce e? Ce faci cu el? Nici eu nu știu. Aha, e bun, deci e în joc să fie numai. La momentul actual, da. Ceva, evoluezi ceva. Iepure. Da. Nu că scrie pe el, nu de altceva. Că sunt iepurii aia pe acolo. Ce ai spamat acum? Mă, l-am murit instant. Da. Oricum, dacă ai grifonul ăsta, nu prea ai niciun boss așa OP decât ăla. Nu eu pe modul că... Îmi grifonii ăștia. Da, și cum te miști grifonii ăștia? Adică am văzut ieri că spanam boss-ul ăla gorila aia, gorila spanam prima dată. Nu, golemul. A, golemul, da. Da, deci spanam golemul și după ăsta grifonul ăsta trebuia bătut sau se spanam și îl trebuia să-l teimuiești? Trebuie să-l teimuiești așa. Asta se făcea cu instant meat, nu? Sau cu altceva, cu ce mai poate? Cu... Înainte se putea și cu lava, nu știu ce naiba. Aha. Lava rock, dar nu mai. A, deci numai cu instant meat-ul merge și instant meat-ul trebuie să-l faci cu... bătând boss-ii. Să-l deblochezi. Da, 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 da. Bine, dar sunt unele servere care în nu care ai și dacă ai textbot 2.0, nu, 2.0, cred că ăla e 2.0. Care pui instant meat-ul și se face mult. Acum depinde de server, dacă permite sau nu. Depinde de server, da, da, da. Pe unde joc eu, nu permite. Asta ne bate? Ne bate. O, da, da ceva damage, nu glumă. Asta, adică nu. A, nu, dă tu mai mult la structuri. Cu partea asta, pe Ania, spartea alea de boss? Trebuia să luăm de aici, nu? Asta e. Ai altele? Am. Hai, mă. Atunci mă duc să ia, repede. Asta e la acela primului temuit, nu? E cu tot șanse de ceva să fie. Pentru că e mai mult. Adică să-mi dea temuit. Adică să poți să-l temuiești. 60%? 10.
10%, adică trebuie să bat de 9 ori unul ca să-ți spunezi unul care să poți să-l temuiesc. Dacă ai noroc, eu am bătut 15 și nu mi-a dat niciunul. Da, bine, da, pe e de pe... Păi spune 10 de alea, de Eternal și se spunează unul. Bun, așa, aici nu mai avem, stai să iau pe la hard. Unde e hardul? Aici. Nu știu toată asta aici. Stai că acum trebuie să batem pe ea din hard. La bun, hard și... o să fie puțin mai complicat, da. Au mult HP. Băi, iar n-am asa în teleporter, mă. Dai puțin damage. A. Ni. Păi, adă-mi un spyglass dacă ești la bază, că tot îmi dispar spyglass-ul din inventar. Acum îți aduc. Sau pot să-mi craftez unul? Nu pot să-mi craftez. Mă, dacă își vrea fiber. Nu mai aduc, că nu mai trebuie. Bun. Dark Star-ul băturăm. Ăștia-i băturăm. Ce-i ăsta? Teranodon. Ce, batem Tera? Mhm. Nu, aia da. Și asta e greu de bătut, ai zis. Da, dai puțin de imagine. Uh-huh. Ce-i ăștia? E perfect, nu contează, măcar îi batem. Și cât mai e până la Armagedonul? Să stăm o oră jumătate să dăm în el. Mai sunt 2 boss sau 3, oricum. Că... A, deci 2 boss de ăsta hard. Sau 3. Aha, da, bun, perfect, perfect, perfect. Bine, sau mai e, de fapt, nu, mai e ceva gad care stai tot la fel ca Armagedonul, dar suntem 3. Se bate rapid. Da, deci batem pe toți la rând atunci, da, bun. Mhm. Stai să iau summonul ăștia. Deci dacă suntem trei, nu-l batem rapid, ar trebui să-l batem destul de rapid, nu? Mhm. Armagedonul ăla și... Armagedonul ăsta, că aici scădrează mult. A, nu, ăsta nu, că e Teranodonul. Mhm. Nu știu dacă și-a demers puțin sau nu. Încă nu l-am bătut. A, e bun. Bă, uite, când dau Z, văd că-ți dă... de asta, healing... Ia. Potion, ca și cum. Asta nu e Teranodon, mă. Asta scrie. Da, asta nu e Teranodonul, ăsta e de la de pe Crystallize. Ba nu e Teranodon, uite-te, dar e altă formă cum ar veni. Mai mult seamănă pe ăla de care zic eu. Da, seamănă pe ăla, dar nu e. Bonic. Bun. Adevărat că îl batem rapid în 3. Acum nu știu cât o să stăm la ălalalt. La Armageddon sau la... Fii atent. Mai ce urmează? Ce urmează după ăsta Armagedonul sau celălalt? Adică care e la rând? Care e primul? Celălalt și după Armagedonul. Uh-huh. E mai ușor. Celălalt putem temui? Trebuie să-l bat și nu știu ce săgeată sau nu știu ce îți dă ăsta. Ah. Mhm. Și ăla spuneți acum. Mhm. Deci asta e după Armagedon. A, nu, stai că mai sunt 4 boși, nu. Nu, dai. Acum da. La Broodmother. Încă 4 boss? Bun, hai că revenim când spawnăm ăla mare. Acum spawnăm, ce spawnăm? Golem. Golemul? Golem Skeleton și cu ăsta poți da raid. Ăsta e la după Armageddon? Dinainte Armageddon. Dinainte, da. Dinainte, serios. Da. Deci după ăsta vine Armageddonul. Mhm. Nu? Hai să vedem. Deci ăsta nu dăm așa mult, nu? Nu. Nu dăm 2 ore. 50.000 sau 80.000 dai eu. Ce are 2 bilioane de viață. Ah, e bun, e bun, e bun. Și ce ne dă ăsta după ce îl batem? Îl putem tăimui sau așa? Îți trebuie mai multe să-l tăimuiești. Dar ne dă o săgeată și cu aia putem tăimui animalele ăștia, Skeleton. Că în mod normal știi că nu poți să le tăimui. Da, da, da. Trebuie să-l bați pe ăsta, îți dă o săgeată și tragi cu săgeată. Are un bilion, nu știu de-a. Dar n-are așa mult HP. Bine, dar tot dragul să-l batem. Oricum. Ai, ai, ai. Să uitați de viață, că dăm un foc și...
și complet low HP, imediat îl batem. Așa, 5 milioane, 4. E gata. Și mie m-a dat săgeata aia. Sau Atos ne dă? Da. Aici Atos ne dă, am crezut că nu a un inventar mie. Păi nu dura mult. Aveți acolo time lapse-ul, ați văzut. Nu dura mult, am săgeata asta care o să putem temui. O să temui, cu asta temuim Armagedonul sau cu asta temuim? Nu, no. Trebuie mai întâi să batem Armagedonul. Ah, după deci cu asta putem să temuim numai scheletonii. Da. Aha, ok. No? Și acum ai spălat Armagedonul? M-am dus iau materialele. Asta stă pe loc Armagedonul, nu? El acesta stă pe loc. Da, eu stă pe loc, nu-ți dă damage. Bun. Dar o să avem puțină problemă cu ăla albastru, cu golem albastru. A, trebuie să-l batem. Că se spalează și ăla. Aha. Păi batem pe la prima dată, nu? Da, e ușor de bătut oricum. Ok. Suntem 3. Ok. Nu-l batem atunci. Golemii, ca să îi batem, să ne dea Armagedonul. Aha, nu dai. Așteaptă să se spalează tot. Da, de ce nu dă damage cu ăsta? Ei, nu, dă heal ăsta. Dă-i cu ză, dă-i cu ză. Și dă heal ză. Păi și ăsta oare ce face? O, poate vrea proză fi de formă, nu știu. Sau poate ia... Ia stai că tu să încerc. Ia viață din dinozaurii altora sau le dă poison ceva? Habar n-am. Stai că încerc am un golem ăsta. Iar mai ghedă, nu? Nu. E golem și trebuie să-i bați pe ăștia ca să spuneți ar mai ghedă. Aha. Ia. Dar nu, lasă-i. Dă numai damage. Da, stai să mă dau mai în spate ca să nu dea ăsta mie. Nu mă dai spune, mă, doi? Așa spune, doi. A, bine, nici pe. Poți dai. 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 Pe bun. Da, Armagedonul, dar... Alta Armagedonul în stânga și Manchiu. Tot pe acolo spawnează lângă el. Deci acolo trebuie să merg. Uite și ultim dragonul. Ce ala? Mamă, Reaper. Mamă, bă, la putem temui Reaper-ul de schelete. Da. Mamă, ce blocat jocul. Cum îl temuim? Cu săgeata, mă duc să iau. Ia, de ce am săgeata? Uite, e mișto ăla. Acum, bă. Dacă îi temui și dragonul ăla. Bă, dar cum îl temui? Ăștia trebuie să dai somn. Dar pe moare dragonul, că să bat întreg, că se tardați. Oi, dar era fain, mă. A murit Shadowland. Ce, a murit amândoi? Cred că da. Nu, a murit Dodo Reaper. Ba, cred că a murit. Da, dar e Grifonul, nu? Spawna Bacon, să spawna Bacon. Oh, ninorociți. Fain, era fain să facem Reaper-ul ăla. Îl batem pe Grifonul ăla sau vrei să-l temești? Nu, îl bate, nu avem. Nu, ai pe el atunci, da, dracu. Nu se spawnă Daddy? Nu cred, nu. Ba da. Mamă, asta ce îi? Îl dai în el. Da, da. Poți să stai... E grep sau dai. De mult. Ce să fac? Mamă, ăsta e... E grep sau. Cu cui gata, ok. Nu mai dai cât e nix, că te-a dat cât așa buff-ul ăla. Da, da, da. Dacă ai asta, seringa așa, asta nu cred că te omoară ăsta. A, e nicio șansă. A, ei. Nici așa. Nu prea, nu prea îi dăm damage. Dă-i cu X. Cu X-ul? Da. M-am înghețat. Ia. E bine că am și eu să ne macrop și îngheață pe ăștia Reaper. Se încercă să-i dăm pe ăștia Reaper. Ai găsit gap tot de gata, damage hiturile. Că calmez cu hituri mai rapid. Încearcă să te împingi în el ca să nu mai ești de acolo. Am cost mai aproape. Nu mai găsesc așa cum pus. Mamă, și conținul ăla cât aș pe are, să găsc rost. Asta are mai puțin, asta nu are 20, are 16. Am avut noroc, o leacă. Da. Doamne, ajută. Că ăla de ieri avea 28.
Hai ca pe asta l-am bătut rapid. Numai după ăla acolo trebuie să stau pe camul și mini. Și asta ce deblochează? Ăsta nimic, nu se deblochează nimic ăștia. Asta numai lucrurile pe altiem. Uite, și ce putem face din el? Nu putem face nimic din el? Nu, dar putem să-l tăim în el pe ăsta. Doar că nu îl bat sau mai știu eu ce. Pe ăsta dormi ce bătură în prima dată. Ce îl tăim în el și după trebuie să bați golemul ăla de chelete, să iei săgeți. Cu săgețele aia dai tame la nu știu ce animale ca să iei brațe, picioare, cap, nu știu ce. Și da, evoluează. Eu sunt curios să văd cât durează. Bun, stați să pun iară, tai am lipsul că durează mult să-l batem pe ăsta. Am revenit a doua oară după ce-l batem. Pentru prima dată s-a despawnat, dar nu că nu contează. Măcar e bătut și cred că-l putem temi după asta, nu? Perfect. Cred că mai spawnăm o dată și dai cu săgeata. Da. Nu trebuie să-i batem prea de lângă ei. Mă iară mai mult. Și cu ăsta batem piconul. Perfect. Nu știu, cred că-i dă 6 hituri, cred. La picon. Bă, ar trebui să-mi fac un thumbnail cu Armageddonul. Stai. 2 secunde, nu-l urmăresc. Nu-l faci cu la team-uit? Ba. Acum, hai, de. Oh, Doamne, ajută. În sfârșit. E 5 deja? 5. Aproape 5. Ce este? 5. Oi, dar greu moare unul de ăsta. Gata, uite, ți-a dat acolo bacul. Mă da săgeata aia și ce fac cu ea? Adică cu ce o trag? Dezactiva shield-ul. Vină la mine, aici, în partea asta. Hai să scot shield-ul. Hai că vin acum. E bun, vezi că eu nu am. Așa și ia arcul ăsta. Ia compound-ul ăsta. Hai. Să aruncai pe jos. Stai că mă duc să spawnez. Să știți că eu primul care o să rateze săgeata. Acum dar trebuie să omorăm aia. Da. Dați-vă de acolo. Acum, stai că mi s-a blocat. Gata. Spunează. Cât e? Bun. Cât aș piare? 16, hai că l-am luat pe mai bun. Trebuie să-i batem pe aia de lângă, nu? Da. Să vedem, nu-i spune. Sau se duce mai departe? Aha, mai bine am dat. Așa dau și eu uneori la aia, niștit. Nu putem să ducem mai departe. Sau hai la apă aici, hai să ducem la apă. Hai. Numai că ăla e cam blocat. Mamă, cum s-au dus astea. E paralizat. Las că vine după mine. Ui. Mai uite și în domnișul ăla spanat. Da. Hai mă, că nu mai e cu A. E celălalt. I-ai dat agro-ul pe el? I-ai dat tame? La ce? La Armageddon. Poți te duci să te. Perfect. Te duci să te atacă. Te ducem noi peste mai așa. Mhm. Dai doar săgeata și să face, că nu mai țin minte. Da. Ok. Te pui jos și dai în cap. Stai să mă bag cu un animal de lângă. Oh, pițar animal. Stai că am luat și-o luat agro cu mine ăștia acum. Nu putem să-i omorăm pe ăștia rapid. Să nu ne încurce, nu l-am mișto, că vreau să fac ca lumea chestia. Bă, dar stai că mai sunt și pe care să te.
anyway. Bun, dacă îi dau. Uitați aici să vedeți de numărul ATS. Lângă el, da? Stai să vezi. Poți să dai și după picon. Stai să vezi, dacă dau acolo, nu și-a damage. Unde să dau ca să-și-a damage? Nu trebuie să-și-a damage, dă-i oriunde. Da? Doar de ex. În el trebuie să ajung. E lag? E lag? Da. Poți să dai acum. Acum dai. Bă, stai că vine mai mult, mă. Bă, și eu sunt jos, m-a dat ăla paralizeie, fute-l de mine în zon, mă. Bun, mersi. Oh, ce ghinion. Da, bun. Da, mi-a ajută, da? De. I-am dat. No, ce s-a întâmplat? Eu i-am dat. Nu s-a temuit. Mai avem două probleme. Dă marcul mie. Ia, ține. A, dar cred că n-am tras cu aia. Nu, au venit panda. Stai. Ia, bei cu aia. Stai. Asta e al nostru panda. Stai. Eu vine înapoi. Ei dau timp? Stau. Nu, dai, aruncă să tau iar. Dai. Deci cu cealaltă săgeată trebuie. Da, cu bacul. Eu am tras cu aia de schelet. E bun. No, hai, 3, 2, 1 și... O dai? Stai așa, ca să iau și la mă, câta îi când stai pe el, ce vezi ei? Da, stai să-l facă în el. Cât HP are? 22 de milioane. Ce cum pula. Fii atent că ăștia nu știau să-și fac. Stai că să-l bag mă și pe el. Bagă. Mamă cum arată. Și când stai pe el e mare, trebuie să facă poză timing. Stai așa 2 secunde. Că-i prea. Iată. Că-i prea așa. Stai să mă pun așa, capa. Bă, că nu pleca cu el, mă. Nu plec eu. Mă, pe ce face? Are follow pe mine. L-ai pe follow, aveți unul pe follow. Urcă de pe el, gen. Nu vreau să mă urc pe el, că se vede urât, știi, că e camera îndepărtată. Vreau să mă pun pe capul lui. Uite așa, aici, gata. Gata. Stați unde vreți acolo cu telefonul, că n-am treabă. Bă, a apărut chat-ul. Oh, stai să dispară chat-ul. Nu dispare chat-ul odată. Hai mă, dispare. Gata. No. Îi bagi tu level-ul în el. Ia, bagă-i level-ul. Fai de capul meu cât are și... Stai că-ți lăsau ce face. Tu le-ai temui pe ăsta până acum, le-ai temui și tu te mie. Da. Vede ca să-i bag level și... Dar nu poți să-i pui. Nu, că trebuie să ajung la fundul lui, da. Sau să mor pe el. Bă, mi s-a dus și baconul, ce pizda măsii. Ia. Gat. Mă, cât HP are animalul ăsta. Ce restul damage. Că nu e animal să-l bată cu 200 de milioane HP. Zică imediat. Ia-l shadow. Da. Asta are pleacă de nebun, mi s-a blocat jocul. Nu, distrează-te că era. Stai că mi s-a blocat jocul, așa gata și-a revenit. Stai că-s curios cât damage dă. Păi la cât de mare îi, ar trebui să-l ia. Ai de capul meu cât ai. Vezi cu shift și control. Control shift? Ce? Mamă, ce-am făcut? E bun. Cu shift și ai de capul meu, 276 de milioane. Ia de cu shift și control. Ala, asta a fost. Shift și click. Nu, stai că l-am prins. A, dar nu dau un ăla. Sau control și click. Nu mai știu care aia ce face. Nu știu toate comenzile. Așa. Bă, te pui cu spyglass-ul pe el și 10 alea. Da. Asta. 853 de milioane, bă. Ai, uitați-o acolo. Stai ca să spawnezi colosul. Dai la foame. Stai să aduc bossul să-l bat. Dai spawn. Mamă, cât animalul. Dă-te, dracu. Nici nu merge să dau zoom in, atâta e, ăsta e maxim de zoom in, nu merge rotița. Zoom out pot să dau. Dar nu știu dacă pot spawna piconul cu Armageddon-ul, dar vedem acum. Deci stai pe loc. Ca să-ți respawnezi în față, gen. Ia uite-l. Mamă, ăsta e mai mare decât mine, nu? Da, dar îi dai mai mult damage. Dar nu poți să-l teamuiesc. Nu, ăsta nu.
Ai, ce trist. Bă, unde avem blueprint pentru ăla? Stai. Pentru saddle de... Mamă, dar îi dau damage. În ăla, în Eternal Workbench. Mă, cât e ăsta la, pe lângă mine, vai, dacă l-am putea trebuie și pe ăsta, fi faină. Da, nu se face ăsta, e ultimul blueprint. Ah, ce trist. Da, 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 nu s-a acolo, vreau și eu să iau bâtă. Fai, cât are e ăsta alt. 2, 3. L-am bătut. Vezi că ai luat bâtă. Ce-am luat? Da, bâta aia. Da, da, da. Poți să dai instant torpuri la orice. Distrugi structurile. Da, așa broken e bâta asta. Da. Păi nebun, stai că-s curios. Iei bâta în mână și dai click dreapta. Și ai torpuri instant. Eu minte la cu maimuță. Am nu-i player. Lasă-mă, lasă-mă să-i dau un hit. Îi dau un one hit la asta? Da-i, da-i one hit. A, nu-i dau one hit? Am omorât? Numai one hit nu i-am dat. Băi, cât de... L-a dormit eu. Da? L-a omorât Armagedonul. L-a de așteptat, l-a omorât, dar broken-ul-i. E broken-ul la Armagedonul. Dar și picolul ăla dacă le putea face. Da. Nu poți să-l bagi în soul? Nu, dacă îl bagi nu mai poți să-l scoți. Serios? Da, am vreo 2 Armageddon în soul. Aia. Ai de capul meu cu tărâi. Trebuie să-mi pun astea pe mine. Dacă până nici panda, nici demon nu știa. Bă, stai pe loc, mă. Așa. Bă, sper că am sunet. Uai, ce m-am sperat că n-am sunet. Unde e? Dacă vin. Dacă până nici demon nu știa. Mitra. Poți să-i dai team. Prea faină, mă. Nu o dai. Deci acum am terminat Eternalul, să înțeleg. Și Primalul, nu? Da. Și Primalul? Da. Toate le-am terminat. Uh-huh. Fai. Ăla era ultimul și cel mai OP. Mai erau Colos și ăia. Ca trebuia să-i bați pe ea ca să-l spawnezi pe ăsta. No, bun. Care-l bătuși tu. Bun. No, stai așa. Că vin imediat. Deci, băieți, din câte puteți vedea, am terminat Primal Fear-ul cu Eternalul. Am temuit cel mai puternic animal de pe joc. Cred că, pe serverul ăsta, are 205 bilioane HP. Vede, are o grămadă comenzi, dacă ar sta și pe pasiv, retardatul, ar fi perfect, dar... Alt C, stai să vedem ce abilități mai are, că-s curios. Alt C. What the fuck? Ce am făcut? Nu știu, am făcut ceva. Control X. Ia. Ce abilități mai am? Control X, Alt X, Alt Control, R. R dă astea pe jos. Alt X. Ia. A, dă cu piciorul. Fai, dar vedeți că... Fai. Controlul ăsta e ăsta care fuge normal. Și are și Shift X. Nu. X e... Mamă, ce dracu. Auzi, am niște bolți de bătut. Hai să testăm. Nu știu, chestiile astea, vedeți, nu se mai opresc de lângă mine, ce topică. Gata, s-o oprit. Cum activam? Control X? Asta așa. A, nu, Control X-ul e ăsta. Na, stai să căutăm boss-ii. Uitați. Păi, dar le dau one hit, băieți. Ia. Control Shift. Tuf, ma. Am ne-a dat insta, what? Îmi dau mai puțin damage. Oi. Trebuie să vedem un X. Un R. Trebuie să dăm și un click dreapta. Mamă, dar nu văd nimica. Mamă, dar dă damage, nu glumă. Ăla-i... Ia, Control X, așa ceva. Ai de capul meu. Ți-i distrugem, deci cât ne chinuiam cu... Ăla, ăsta e mic copil pe lângă el. Faza e că văd că ăsta moare de foame. Dar nu prea contează. Ca îs poțiunile astea care dau instant HP și chestii de genul. Deci nu o să moară ăsta veci.
No, am spus, 200 de like-uri pentru chestia asta, pentru că s-o meritat. Dați-vă acolo, de să mai dăm. Mamă, nici nu știu ce se întâmplă, gai. N-am înțeles ce se întâmplă, băieți. N-am înțeles ce se întâmplă, bă. Trebuie să ne vorbesc cu băieții, să, dacă îl donăm la un abonat, ca, sau ca sfârșit de serie. Că am terminat, știți? Hai, să întrebăm, trebuie să întrebăm, să vedem. Deci, ca sfârșit acum de episod și de serie, o să mergem să-i dăm ăsta. Am un abonat, cred că e abonat, la 100 mi-e abonat, că e român. Bă, unde e mereu ăla, bă? Dar da, bă, îl putem teleporta, e întrebarea. A? Îl putem teleporta. Da. Da, poate. Da? Bă, dar dacă nu m-ar arunca de pe el. Și unde mi-a să mă urc ca să-l teleportez la picioarele lui? Sub. Hai că mă pun. Dar nu pot să stau pe el. Stai că, bă, dar sper să nu moară ăla, mă. Nu moare. A, da, pot să fiu pe el, am uitat. Stai să mă urc. Așa. Și la Blue Obe, primul terminal. Nu, e ăla cu 17, nu știu. Da, știu. Trebuie să-i pun numele, măcar la mișto, să fie. Zic ca... Miorița. Nu. Iai, e lag, așa. Bă, sper să nu moară, mă. Nu moare. Care e el? E jos acolo. Naked, e ăla. Stai așa, trebuie să cobor. Nu te-am văzut, băi, scasește. Bă, hai să-i dăm raid lui Andru. Bă, hai să-i dăm raid lui Andru. Ăsta e el? Bă. Bă, l-ai omorât, mă. Opa. Nu el. Nu știu, mi s-a greșit adaptatora, nu știu ce are. Nu știu ce-am făcut. Bă. Unde e? Stai două secunde. Două secunde, după. Îi mergem. Dacă vrei să-i dai tu. Mă știu să vină ăsta înapoi. Să-i dau, știi? Pe cine am omorât? Uite-l în dreapta, pe și pe, pe amândoi, și pe demon și pe el. Vă stii în jură demon după. Ia, ia. Când tu să fac în grijă. Asta e demon? Da, asta e demon. Sabia. Are sabie dintr-aia. Unde-i King, mă? Că pe el îl caut. Coie, ce dă? Armagedonul? L-a omorât? Nu-i bine. Du-i iteme înapoi. Adică du-le aici pe plajă. Le luiți la mine. Băi, dar unde e asta, mă? Bă, dar e pe pasiv, de ce trecut de? Da, îl omoară focul. Da, așa se respawnează. Bă, King. Asta e el-i? Nu-i King. Uite. Uite-ți. Băi, asta e nebun, mă. Bă, dar... Vai, nu pot. A dispărut Armagedonul. Nu, aici e Armagedonul. Cu aia e bă, cine se plebă? Nu știu. E pe Nebul, nu te urca pe el, că dacă te urci pe el, să... Mă urc ca să nu dea nii. A. Dar dă în el. Stai, uite, poate dacă îi dăm un clim. Asta e demon. Dacă îi dai în clim, murim și noi. Da? Cred aia cred că și eu, cred că murim și noi dacă îi dăm în clim. Cum îi dăm? Ai demon. Dă-te și adă-mi cu tot. Să plecăm aici, cred. Rămâne în Armagedonul. Bă, oare nu-i omoare, sigur? Stai, mere mai depărtare. Dacă e ceva... Stai aici să vedem grifonul. Coaie, după ia, cine vine? Nu știu. După nu mine știu. Vine. Îți dai, am follow. N-am am follow pe el. Nu mere să-i dai. Ce se spawnă? Un dragon. Sau ce dragon? Nu știu ce se aude. N-am idee. Nu mere să-i dai în clean? Merge să-i dai în clean, dar cred că-l omoară. Ia dă-i. Ciofi. Hai, vin aici. Asta când mă aud în joc. Nu? Noi, voi ești chat-ul. Nu te aude. Hai că, el poate să dea. Opțiuni, unclaim. Hai că i-am dat.
Ia-l. Stai că s-a dat click, ăsta e nebun. Plecați de lângă el că poate vă omoare. L-a luat, nu? Da, l-a luat. Nu. Ai dat Armageddonul sau ce? Da. I-o dat, i-o dat, Clim. Nu i-a dat, nu i-a dat. Ba, i-o dat, mi-e apare că i-o dat, că e a lui. Bun, i-am dat la un abonat ăsta. Să da, da, de-abia da. Intrat pe server și... Are Armageddon? Ai, ai. Are el mai bun bot. No, bun. Așa că... atât a fost și episodul de astăzi și noi o să ne le vedem mâine cu un live și mai probabil am chef să fac un live. Un live de la cu un server nou. Eu am fost Shadow, băieții, și ne vedem data viitoare. Pa, pa!